Oameni buni, bună dimineața! Am revenit cu filmarea așa de dimineață, s-au crăpat de ziua gospodarii, omul soile, s-au apucat și de mulți vașile. Nu s-au mai crăpat de ziua atunci când s-au mulți oile, așa că am rămas să filmăm mulsul vașilor. Doamne ajută, Sergiu, și bună dimineața! Mere mulsul! Dimineața, mere ca pe bandă! Mere ca pe bandă! Ei, dar greu s-au crăpat aici de ziua. Mai greu, da. Și apoi și gospodarea ăștia s-a apucat cu noaptea în cap să mulga oaiele. Oaia nu stă, așa-i? Da, nu are. Da. Văd că vaca dă lapte. Da, da. Oi, oi. Da, nu cât de frumos sună cum mulgi vaca. Văd că face și spume acolo. Vașile astea câtă vreme le ai? Păi eu le-am crescut astea de mici. Eu 7-8 ani cam așa. Sunt moștenire de familie? Da. Și numai două aveți? Numai două aici și două acasă. Mai aveți și acasă două? Da, da. Și ai zis noi bune de le-ați adus în munte? Astea au dus în munte două pentru că doi oameni sunt și fiecare să aibă câte o vacă de mulți. Am înțeles. Să mai cresc vaș pe aici prin zona? Slăbuț și vaș, așa da. E? Cum trebuie ținută o vacă să dea lapte așa cum trebuie? Păi trebuie ținută cu făină, cu tărâță, cu făină, ca să îngrijită bine, că altfel. Am văzut că și aseară, după ce au ajuns în coș, le-ați dat tărâță și în dimineața asta. Da, și dimineața și seara, că altfel nu mai este mâncare, e uscată pășunea. Cam în ce vreme ai învățat să mulgi vaca, Sergiu? Cred că de pe la vreo 14-15 ani, cam așa. 14-15 ani? Cam așa, da. Și ai tăi, cred că se ocupau, nu? Cu creșterea animalelor. Ocupau de când mă știu, au avut animale. Două, trei vaci, lucrau la fabrică și le țineau vacile pentru consum propriu, pentru lapte, brânză, deci carne. Nu ținea vaca ca să ducă lapte la stat. Păi mai dușea și era surplus peste ce nu consumam noi, dușeau și la lăptărie, da. Mai mult pentru casă, mâncam sănătos. Da, da, da. Cred că e și sănătos laptele de vacă, așa e? Nu se compară cu ăsta de magazin. Nu se compară. Laptele de vacă, vițelul, carnea de vițel. Foarte bună. Sergiu, că e plină videra. Hai să le arătăm oamenilor ca să se uite la noi cum arată așa un lapte curat și bun de vacă. Ne mai pun curat, alb curat și sănătos. Și sănătos, corect. Uite aici așa văd că s-a pus de obelit un miel, dar ăsta încă nu-l televizăm, numai pe și îl punem în șaon. E bine, dacă două videre din asta la o mânsătură, e bună vacă, înseamnă că. Acum nu prea este pășune. Da. Corect. Aici văd că ai pus și un șaun cu niște apă. Ce vrei să pregătești? Păi apă caldă, totdeauna trebuie să fie apă. Tot timpul trebuie să fie, am înțeles. Și din aia atât brânza să faci, nu? Da, trebuie încălzit pentru că altfel nu iese zero din el la noi, că e rece. Timpul. Da, eu abia aștept să văd cum pregătește șeful de stâna și urda. Imediat. Da, după ce scoate cașul. Da.
No, Sergiu, ce ne pregătește aici de mâncare în dimineața asta? Un boț, se spune pe la noi. Boț. Boț. Boț cu brânză. Cu brânză. Sau cum se spune și până alte părți, bulz cu brânză, ca să înțeleagă și ceilalți din alte zone etnofolclorice. Da. Așa, s-a umplut cu brânză, după aia se pune pe jar, nu? După aia se pune pe jar, cui îi place pe jar. Se mănâncă des aici la stână? Se mănâncă aproape în fiecare dimineață, asta e masa. Masa de bază. De bază. Sau micul dejun, cum zic domnii. Cred că trebuie să stai vreo 10 minute, nu? Cam așa, vreo 5 minute pe parte, 2-3 minute. Și de obicei pe aici, pe la stână, ce să mai faci de mâncare, pe lângă bulz? Pe lângă bulz se face omletă, se face ciorbe, se fac ca așa acasă. Deci nu se trăiește rău la stână. Acum, în timpurile astea, nu, că-s pretențioși ciobani, nu mai e că mai de mult, că mâncă orice. Tu luai, dar ce mâncare ne-a făcut aici, Sergio? Uitați aici, Dumnezeu. Dragilor, vă poftesc la masă. Să mâncați. O mâncare tradițională. Da. Tradițională și gustoasă. No, șeful, e bună? Arată bine. Perfect. Perfect. Am să ne punem pe rotă pe lângă ea, nu? Un prânz extraordinar. Amule, dai drumul la oi, așa-i? Da, te duci că e la pășunat. Da, la pășunat. S-o hodinit o țâră. Da. Și bot, amusai. Da, și da. Merinda după da. Tine. Numai la amiază mă întorni, așa-i? Da, da. Adică după amiază. Măi, după amiază? Da, da. Pe la 4 când ulgeți oile, nu? Da. 3 jumate. 3 jumate. Da, gata! Coti! Gata, Coti! Și uite așa vin după tine, toată ziua, așa-i? Toată ziua. Cum ai făcut de le-ai învățat să vii așa după tine? Că am obișnuit cu mine de aici. S-a obișnuit? Da. Le trebuie multă vreme până să obișnuiesc? Nu le trebuie așa multe, numai. Trebuie răbdare și... Răbdare cu ele, așa? Răbdare și se învață de vin. De vin ele la mână și se obișnuiesc cu omul. Da, da, da. Ai zis ieri că anul ăsta e al doilea an de când da. Stai la oi. Păi am fost și mai mic la oi, la 8 ani. După aceea am fost anul trecut, iarăși, acum iară tot la oi. Da. Treia vară de oi. Și te gândești ca în anii următori să mai vii la oi? Da,
tot la oi. Nu-i greu așa la oi să îmbitate ziua după ele? Nu-i greu, că e mai simplu, e mai ușor decât la pădure sau la în alte parte, mai bine la oi. Ești mai liniștit, cred da, că. Da, mai liniștit, e puțin noapte, atâta e ce e greu, dar în rest e ușor, e o muncă ușoară, lejeră. Da, da, da. Nu e să fie greu sau noapte, atâta. O fost zile și mai grele? Păi, nu au fost zile mai grele, că și odată cum s-au obișnuit oile cu mine, în ce parte mă duc, acolo vin după mine, nu... Da, da, da. Atunci când vine câte o ploaie din aia mare, cu grindină, cu da, pulgere, păi, cum îi? Când vine, e bine, că luăm perelina pe noi și care suntem ciobani, uh-huh, și mergem cu oile. Și atunci am blas după oile, așa e și pe vremurile da, alea. Și atunci mergem cu oile, atunci mănânc mai bine în pădure, cum le dau și astăzi. Da, da, da. E bine, e o muncă ușoară, nu-i greu. Câinii ăștia cred că te păzesc, așa e bun da, pe lângă oi. Ăștia toată ziua nu se duc, nu stau lângă oi. Uh-huh. Da. În regulă, te las, mă duc încolo câtă sânea. Spor să ai și ne vedem mai după masă. Sănătate. Doamne ajută și să le aduci tati acasă. Le aduc, sănătate. Doamne ajută. Acum puneți ca să faceți urda, nu? Da. Așa. Și asta trebuie să fiarbă, nu? Da. Și cam o jumătate. Cam o jumătate de ceas? Da. Da, da, da. 40 de minute acum. Și ca să iasă urda, să mai punem ceva? De obicei, e o urdă originală. Da, 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 am înțeles. Să pune deci doar cât să lasă să șarbă și deja începe da, să facă urda. Deci o urdă 100% originală. Am înțeles, am înțeles. N-am mai trebuit adusă niște lemne, e făcut un foc bun. Da. Și apoi să vedem cum strecurăm și urda, aminte naș. Da. Sperăm să iasă. O să iasă. Iasă. Corect, corect. Am, dintr-o mână bună n-are cum să nu iasă urda bună. Acum, na, depinde și cum e... Și timpul, dacă e timp de ploaie, e nașca, atunci... Contează și timpul? Da. Serios? Iasă urda, iasă mai mânecă sau să mai aspră. Am înțeles. Dacă e timp de ploaie. Da. Uh-huh. Și amu cum îi sare, iasă mai bună. Da. Da, da, da. Uite, bătrânii mai povesteau așa pe unde mă dușem pe coclaur, că brânza, amu de toamnă, e o țără mai grasă. Dumneavoastră ce părere aveți, așa? E adevărat, da. E adevărat? Da. Uh-huh. Și mai bună? E mai bun, e mai gustos, are alt gust, alte calități. Da, da, da. Și atunci când ar fi bună cumpărată brânza? În timpul păi, verii în timpul sau cum e acum, câtă toamnă? Sfârșitul lui iulie, jumătate la august. Da, da, da. E cea mai selectată, cea mai căutată brânză. Acum, în perioada asta, e cea mai da, căutată. Uh-huh. Așa se zice din bătrâni și așa, ăsta e adevărul. Că... Am înțeles. E laptele mai gros oricum. În primăvară e un lapte, e mai subțire, nu de atât randament. Primăvară dă la un 7-8 litri de lapte, de 1 kg de urdă. De urdă, de brânză. De brânză. Acum e mai gros, dă randament mai mult. La un, serios? La un 4 kg de lapte, 4-5 kg de lapte, dă 1 kg de brânză. 1 kg de brânză, da, da, da. E diferență. Mhm. De e mai puțin, dar e da, mai da, gros, da, de randament mai mult. Am înțeles. Și la brânză, și la urdă, la... La orice. Da. Uh-huh. Asta e adevărat.
Și așa e, deci nu că acum zice bătrânii sau că acum vedem noi pe propria noastră afacere. Da, 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 corect. Și acum, da, depinde cum și o și mâna care o face. Și mâna care o face contează. Cum trăsești e mâna celui care o face? Mâna ca mâna, deci omul pune mâna, Dumnezeu o poartă să facă un lucru bun, dacă o face din suflet. Dacă nu o face din suflet, nu iasă. Da. Iasă, dar așa. Corect. Deja începe să fiarbă. Da. E spre final. E spre final. Uh-huh. Urdit. Da. Nu așa se spune? Da. Da. Atunci când începe să aleagă urda. Urdește, pe urmă, se lasă 50 minute. Să se așează? Să se așează și cum să ia pânzătură și să pune la scurs. Da, 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 am înțeles. Și atâta e de treabă. Deci nu e ceva complicat. Nu trebuie facultate. Nu trebuie facultate. Chiar voiam la un moment dat să vă întreb, că ați făcut facultate pentru a face brânză, urdă și asta la oi? N-am făcut niciun curs, nimic. Viață, și am lucrat și toate plăcuri, dar n-am. Da, niciun curs, dar dacă te duci în mintea, te descurci. Da. Că uite, în ziua de azi trebuie calificări, ba la una, ba la alta. Acum, știți cum e, calificările le face și nepoate. Și nepoate, uh-huh. Ei, și când a început să dai bulbi, cum se spune, de, da. Urdit, acum de șer, deja se trage. Pun niște apă roată ca să, pe ceaun. Să pun să mi se lege urda de ceaun. Serios? Da. Și nu se leagă? Nu se leagă. Da, da, da. Am înțeles. E bine că e conducta de apă aici aproape, așa-i? Foarte bine. E foarte aur, bine. Pe aur, corect, corect. Nu au fost probleme cu apa, așa-i? Nu, nu. Din contră, în alte părți am auzit pe la aparate, pe la radio, pe la YouTube, că probleme cu apa, dar aici n-am. Uh-huh. Da, da, da. Noi și trebuie să le mai spunem oamenilor care ne urmăresc, că aici nu e semnal la telefon. Noi ieri n-avem nici o țără de semnal aici la telefon. Te poți certa cu nevastă la vale că la deal n-ai cum, că nu-i semnal. Corect, corect, corect. Și cred că e bine. E foarte bine. Uh-huh. Am înțeles că și aici, undeva hăt la deal. Trebuie să ieși uh-huh. câteva sute de metri până la da, da, da. În rest e ok. Uh-huh. Cred că e o relaxare pentru cine mai vine pe aici pe la stână. Ați mai avut oameni așa în vara asta? Am avut, am avut. Au mai fost, nu mai adus da. Sergiu, așa-i? Prieteni, n-aș. Uh-huh. Colegi, muncitorii dusului. Da. Și nu a dus lipsa de semnal sau de mâncare domnească? Acum vorba aia, pentru 4-5 ore că vine semnalul nu contează. Nu contează. Și nu vii greu așa fără semnal, de exemplu? Păi, trebuie să vorbesc cu, că n-am prea cu cine, cu părinții, cu frații, dacă așa. Da, ca, da. În general, la două zile ies eu la semnal, îl sun, ce trebuie să aducă, ce, cum și e atâta. La deal. Nu, no, doamne ferie, animale sălbatice, dar nu au fost, n-am avut probleme. Da, da, deci nu au fost nici animale sălbatice, foc mai faceți? Trebuie să punem tocănița la fier. A, trebuie să tocănița, corect, că doar de dimineață bună stai în mielul. Da, 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 încă am tras acolo câteva cadre cu dumneavoastră, da, da. Sper să nu mă scrofoluiască lumea foarte tare. Da, am ce să faci? Știți cum e, lumea vorbește, apoi fiecare își face rânduiala. Da, 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 corect, corect. La o stână din aia treci din brânze, urde. Un miel, un ied. Din astea. N-ai ce place. Astea-s baza. E din cumpărat ce cumperi din comerțul din alea, tot e prefăcute de steaua lor. Da, 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 corect. No. Sunt și bune, nu pot să zic că sunt și bune, dar în general tot e preparate, e făcute. Da. Numai chimicale, cum se spune. Băi, așa, de sarea și astea, na, astea-s originale, cum s-ar zice. Da. No, și aici da, văd că ați pregătit cașul din dimineața spre asta, așa? Final și cașul. Spre final. Nu trebuie deja să s-o tors, văd că l-ați presat, așa? Da, da. Ca să prin stoarcă presare, bine. Prin presare iese tot ce e rău. Uh-huh. Adică ce e rău, că tot normal trebuie să-l pun și ăla la urtie, dar am zis că să punem tocănița să fie mai... Da, da, da. Rapid, să nu mai stăm pe... Am înțeles. Cum să ține de obicei brânza? Cum e recomandat să ții brânza? Poți să-i 3 zile în pânzătură, da. În cui, acățate. Uh-huh. Pe urmă, încă 3-4 zile, să ține cașul pe o poliță. Da. Să ține la zdopit, cum se zice. Uh-huh. Pe urmă, să distribui la oameni. Să da, plinge, da, da. Să bate, alții o pun în congelatoare, alții, na, care cum. Care cum, da, or, are om, posibilitatea. Să punea mai de mult în bărbânță. Da, dar
de la un timp Săiuțe. Săiuțe, era mai spre finalul iernii. Da, păi auzeam bătrânii că în berbânță, cu berbânța o săpam pământ, o punem pământ peste iarnă, că nu erau prejidere ca acum și lăzi frigorii, picii și și peste ei se pune foi de viță de vie. Serios? Ca să nu facă mucegaiul acela deasupra. Da, da, da. Deci sau... se băga în pământ și deasupra se punea da, foie viță de vie. Da, și pornul astupa presat să nu prindă aer. Când... Și așa se ținea. Da. Și când îți trăbuia, te duceai și luai. Luai de acolo, pormă iară puneai înapoi vița de vie și frumos, ca să nu prindă aer. Prost. Da, da, da. Unii atunci... mai îmi povesteau că o băgau și în fântână. Acum, nu, care avea modul să-și cumpere butoaie din alea de aluminiu sau... Da, da, da. Nu, nu erau toți, ca și acum, că nu suntem toți la fel, de avut sau de... Corect, corect, corect. Și acum depinde și de pofta omului. Da, da, da. A apărut de și Sergiu, să vedem, observu că Sergiu, ești mulțumit de șef, de bași. Da, foarte mulțumit. Foarte mulțumit. Îi... Bun de-l ținut pe lângă stână, așa? E foarte da. Bun. Trebuie să le spunem oamenilor că am mâncat medie vreme burzul pe care l-am și televizat și au văzut și oamenii care ne-au urmărit și a fost o brânză extraordinar de bună. Și am cu ce să alegem? Cu suchița. Stată deasupra, așa, și e sub tău rămazărul. Da. Trebuie curată de... Doamnele, dacă mănâncă și găsește mizerii... E sfadă mare în casă, așa. E gata. E și ușor îi zvadează să bați sfada în casă. Atât ai tot. Atât. Rup, zero. Acum se face lătura pentru câini. Sau părește. Și cam asta-i. Da, da, da. Toată treaba. Acum se iau frumos. Zăgârna curba. Și se pune în cui. Pentru cred scurgere. Că, cred că sunt vreo 3-4 chene. Trebuie să fie la 5 kg. De obicei iese cam câte brânză și se nu. Face, nu? Nu, că na, acum depinde și de... Dar nu iese cam mai minus cu 2 kg. Da, da, da. Iese mai puțin urmă. Da. Cam asta e toată mișcarea. Toată afacerea. Să mai oprește după așa? Nu. Nu. Așa rămâne, se scurge, se servește. Caldă rășe, după cum dorește fiecare, nu? Mai nu, e normal rășe, că caldă nu pus. Se... De ce să-ți farmă cașul? Pentru că mai este zăr în el. Trebuie să se scurgă până nu mai rămâne zăr. Da, dar și de câte ori să-ți farmă? Acum depinde și de mâna de lucru. Eu, de exemplu, de 5 ori, așa, sau ori o jântuiesc. Deci de 5 ori? Da. Da, da, da. Cam așa. Alți o rupe de 8 ori, alți... Nu. Depinde primăvara când e mult caș. Trebuie ruptă mai de multe ori, că atunci cel din mijloc rămâne zărul înăuntru în caș și nu se scurge. Și atunci trebuie neapărat ruptă mai de multe ori. Și schimbă gustul la brânză? Nu. Nu? Nu schimbă. Deci nu, ruptura, că o rupti mai de multe ori, nu. Încă din contră îi dă mai, un gust mai plăcut, mai moale, mai atrăgător. Da, da, da.
o tură la spurs, formul jântuim și gata. Așteptăm caful cel de sar. Am înțeles. Așa. Dragii mei, din păcate, cei fain ține tare puțin. Noi, cătin el, trebuie să ne ducem către Căș, cum se spune, da, până alte zone etnofolclorice. Sergiu, vreau din suflet să-ți mulțumesc că m-ai chemat pentru două zile să le petrec aici la stână. Și iată, să iau parte la activitățile pe care Bașiul le-a desfășurat. Da, îți mulțumesc și eu că ai venit. Mă bucur că ați venit. Și vă mai așteptăm pe la noi. Sper să ne mai invit și la anul. Că iată, deja de schimbarea la față au trecut, cum se spune, vine Sfânta Mărie, coboară azi mâine oile la vale. Da. Și probabil numai pe la anul ne-o mai vedea. Pe la anul vă invităm cu drag. No, și trebuie neapărat să le mulțumim oamenilor care s-au uitat la noi și dacă la anul faci iară stână aici, să ne chem de cu bună vreme, să apucăm să chemăm și o parte din oamenii care s-au uitat la material aici care la tine. Să vină, poți să vină la stână, la Cristigi, să așteptați cu drag. Încă o dată, mare mulțumire, Sergiu, să dai Dumnezeu să ne vedem cu bine. Numai bine. Și îi mulțumesc tare mult și Bașului. Și sănătate și să știți că mă bucur că m-am cunoscut. Și să vă copii mulți și sănătate. Ai nici tare mulți, cam e greu de ținut. Nu, la chestii alții. Să vă ție Dumnezeu năravul ca să mai puteți face brânză. Să ne întâlnim sănătoși împreună mulți ani înainte. Mulțumesc. Și Doamne ajută și spor, că iată, din câți am fost, rămâneți numai singur. Celor dragi care ne privesc, care se uită, multă sănătate. Sigur. Doamne ajută și spor în tate. Mulțumesc.